something that no angel could do. Și Dumnezeu a intenționat ca omul să poată face ceva ce îngerii nu puteau face. And you know what that was? Și știți ce era acest lucru? It was not to do miracles. Nu să facă minuni. It was not to prophesy. Nu să prorocească. It was to reflect the image of God. Ci să reflecteze chipul și imaginea lui Dumnezeu. That is why he made Adam. De aceea l-a creat Dumnezeu pe Adam. He did not make Adam to be a miracle worker. Nu l-a creat pe Adam să fie un făuritor de minuni. He did not make Adam to be a prophet. Nu ca să fie proroc. He made Adam to reflect the likeness of God. Ci ca să reflecteze imaginea lui Dumnezeu. And to rule over everything. Și să stăpânească peste toate lucrurile. Turn to Genesis chapter 1. Deschideți la Geneza 1. When God created man, verse 27. 27 versetul. He said in verse 26, "Let us make man in our image." Spune în 26 să facem om după chipul nostru. According to our likeness. După asemănarea noastră. When he made the beasts and the trees, he never said anything before making them. Dumnezeu n-a spus nimic înainte de a face omul, atunci când a făcut animalele sau pomii. He just made them. Le-a făcut doar pomii, animalele, stelele, the trees, copacii, the animals, animalele. But when he was going to make man, dar când Dumnezeu a făcut omul, he said, "This is my purpose for man." El a spus, iată care este scopul meu pentru om. Let us make man in our image. Să facem om după chipul nostru. According to our likeness. Și după asemănarea noastră. Remember that always. Țineți minte întotdeauna lucrul acesta. Right in the first chapter of the Bible. Din chiar primul capitol al Bibliei. The primary purpose with which God made you and me. Scopul primar pentru care Dumnezeu te-a creat pe tine și pe mine. Was to show his likeness. A fost să-și arate asemănarea lui. Never forget that. Să nu uiți asta. Adam failed. Adam a eșuat. And secondly, și în al doilea rând, let them rule over everything. Omul să stăpânească peste tot. God did not create man to be a slave. Dumnezeu n-a creat omul să fie sclav. I want you to remember these two things. Vreau să țineți minte aceste două lucruri. Made in the image of God. Creat după chipul lui Dumnezeu. To rule over everything. Să stăpânească peste toate lucrurile. That is the purpose God said before he made man. Acesta este scopul declarat lui de Dumnezeu înainte de a crea omul. To show God's image. Să-și arate chipul lui Dumnezeu. And to rule. Și ca omul să stăpânească. Not to rule over people. Nu să stăpânească omul peste alți oameni, ci să fie un conducător interior. Every man failed God. Fiecare om a eșuat înaintea lui Dumnezeu. For thousands of years. Mii de ani. Nobody fulfilled that purpose. Niciunul n-a putut să împlinească acest scop. Finally, God sent his son. În cele din urmă Dumnezeu și-a trimis fiul său. And Jesus came as a man. Și Isus a venit ca om. What did he do? Și ce a făcut? These two things. Aceste două lucruri. He showed God's likeness. A arătat care este chipul și asemănarea lui Dumnezeu. He could say, și oamenii spuneau, if you've seen me, you've seen the Father. Și Iisus spunea oamenilor, dacă mă vedeți pe mine, vedeți pe Tatăl. If you've seen me, you've seen what God is like. Dacă mă vedeți pe mine, știți cum mi arată Tatăl. And he ruled. Și a stăpânit Iisus. He didn't rule over people. Nu peste oameni. No, they wanted to make him a king, he ran away. Nu, atunci când și-au dorit să-l facă împărat, el a fugit. What did he rule over? Dar peste ce stăpânea Iisus? He ruled over sin. El a stăpânit peste păcat. The devil. Peste diavol. The spirit of the world. Peste spiritul lumii. He said, "The prince of this world comes and he's got nothing in me." Spune, prințul acestei lumi nu are nimic în mine. That's what he said in John 14 verse 30. Asta a spus în Ioan 14:40. He ruled inwardly. El stăpânea în interiorul lui. And he was the first human being that walked on the earth and showed how man should live. Și Iisus a fost primul om care a trăit pe pământ și a arătat cum trebuie să trăiască omul. And he started a new race of people. Și Iisus a început o nouă rasă de oameni. Who would have his spirit. Care aveau Duhul lui. His Holy Spirit. Duhul lui Sfânt. Be filled with his spirit like he was. Trebuie să fim plini de Duhul Sfânt cum and era el. And walk as he walked. Și să trăim cum a trăit el. And manifest these two things in their life. Și fără să ne lipsească aceste două lucruri din viață. They would show the character of God in their life. Trebuie să arătăm caracterul lui Dumnezeu în viață. And they would rule over their spirits. Și să stăpânim peste Duhul nostru. They would not be slaves. Și să nu fim sclavi. God did not create man to be a slave. Dumnezeu nu l-a menit pe om să fie sclav. We are not to be slaves of sin. Să nu fim sclavi ai păcatului. We are not to be slaves of human beings. Să nu fim sclavi altor oameni.
We submit to spiritual authority voluntarily. Trebuie să ne supunem autorității spirituale de bunăvoie. I've seen two things among believers. Am observat două lucruri printre creștini. Most believers are slaves to some sin in their life. Cei mai mulți credincioși sunt sclavi unor păcate în viața lor. They are slaves to some human being. Alții sunt sclavi unor alți oameni. They don't know how to live independently connected with God. Și nu știu cum să trăiască o viață independentă conectată doar de Dumnezeu. The Bible says you are bought with a price. Biblia spune că voi ați fost cumpărați cu un preț. Don't become slaves of men. Nu vă faceți sclavi oamenilor. 1 Corinthians 7. 1 Corinteni 7. Verse 23. Cu 33. Don't be a slave. Nu fii un sclav. The word of God. 1 Corinthians 7 verse 23. 1 Corinteni 7 cu 23. You were bought with a price, don't become slaves of men. Voi ați fost cumpărați cu un preț. Nu vă faceți dar robi oamenilor. What is the meaning of that? Ce înseamnă aceasta? Don't let some man run your life. Nu lăsa pe nimeni să-ți conducă viața. Just like every part of this body is under the headship of Christ. Pentru că așa cum fiecare mădular din trup este sub conducerea capului. Same way, every member of the body must be under the headship. La fel, orice mădular al trupului Hristos trebuie să depindă doar de Hristos. The church today is weak all over the world. Biserica astăzi este slabă peste tot în lume. Because of these two slaveries. Datorită acestor două feluri de sclavie. People are slaves to sin. Creștini care sunt sclavi păcatului. And instead of having a direct connection to Christ, they are slaves to some preachers. Și alții care sunt sclavi predicatorilor lor să fie direct legați la Dumnezeu. They are slaves. Sunt sclavi, robi. They need to be independent of sin and independent of people. Oamenii aceștia trebuie să fie eliberați de păcat și eliberați de domnia altor oameni. And many preachers and leaders have misunderstood and mistaught the teaching on spiritual authority. Și mulți predicatori învață greșit ceea ce înseamnă autoritatea spirituală. They make slaves of people in the church saying you got to submit to my authority. Fac sclavi din membrii bisericilor lor și le spun voi trebuie să fiți sub autoritatea mea. We also teach about authority in our church but in a different way. Da, și noi învățăm autoritatea în biserică, însă într-un alt fel. I see in the Roman Catholic Church. Văd în biserica romano-catolică. It's like a pyramid. Este ca o piramidă. The Pope is on top. Papa e în vârf. Then lower down there are cardinals. Apoi sunt cardinali, archbishops, arhiepiscopi, bishops, episcopi, and parish priests. Și preoții. And there underneath, underneath are all the Roman Catholics. Iar acolo jos de tot sunt toți romano-catolici. It's an authority that's imposed upon them from above. Și este o astfel de autoritate ierarhică. You're down at the bottom of the pyramid and all these people are on top of you. Dacă tu ești acolo la baza piramidei, toți ceilalți sunt deasupra ta. Now Martin Luther broke away from all that. Martin Luther a evadat din această autoritate. And 100 years ago a movement started in America called the Pentecostal movement. Și acum 100 de ani a început o mișcare în America numită mișcarea pentecostală. And they brought a lot of good things. Și a adus foarte multe lucruri bune. Particularly the teaching of the baptism and the gifts of the Holy Spirit. Botezul în Duhul Sfânt și darurile Duhului Sfânt. And one of the great denominations that started through the Pentecostal movement was the Assemblies of God. Și una dintre marile mișcări care au început din Pentecostal a fost Assemblies of God. They sent missionaries all over and there are Assemblies of God churches in every country. Care au trimis misionari în toată lumea și sunt misionari acum în toate țările. But you look into the Assemblies of God, that is also a pyramid structure. Dar dacă te uiți la Assemblies of God, este de asemenea adunarea lui Dumnezeu. Exactly like the Roman Catholic. Este o conducere ierarhică piramidală, exact ca biserica romano-catolică. The Pope is not appointed by God, he's elected by the cardinals. Papa nu este numit de Dumnezeu, ci este ales de către cardinali. In the Assemblies of God, Pentecostal church. Și biserica pentecostală aparținând de Assemblies of God. Same system. Același sistem. They don't call him a pope, he's a general superintendent. El nu este numit papă, ci este numit general superintendent. How does he come there? Și cum a ajuns el acolo să fie supraveghetorul general? Exactly like the pope by election. Exact ca și papa prin alegere. That's not New Testament. Dar așa nu găsim în Noul Testament. Election is in politics. Alegerile au loc în politică. And that they brought that into the Catholic Church, they brought it into the Pentecostal. Apoi au adus-o în biserica catolică și apoi au adus alegerile în biserica pentecostală. Where do you see election in the New Testament? Unde găsiți dumneavoastră cuvântul ăsta alegeri în Noul Testament? The church is a family. Biserica este o familie. The children don't elect their father. Copiii nu își aleg tatăl. No. Nu. They don't elect their mother. Nu își aleg mama.
It's God decides who your father and mother are. Dumnezeu hotărăște cine să fie tatăl tău și mama ta. And that's how we see in the New Testament. Și așa vedem și în Noul Testament. But in the assemblies of God, the general superintendent. Nu găsim ceva de acest gen, superintendent. Superintendents over continents. Apoi supraveghetor de continente. Countries. Țări. And districts. Districte. And then the local pastor. Și apoi păstorii locali. And then all the people underneath this great pyramid. Și apoi mulțimea mare de oameni acolo la pastor. And a lot of other churches are like that. Dar multe biserici sunt așa. Many Pentecostal churches are like that. Multe biserici pentecostale sunt așa. That's not God's way. Dar nu așa vrea Dumnezeu să fie. Slavery. Pentru că asta ne duce în sclavie. An authority that you have to submit to from above. Și o autoritate pe care trebuie să ne supunem așa de sus. Now I'll tell you how we teach authority. Vă spun cum învățăm noi în biserica noastră autoritate. Jesus, whenever he spoke to people, he always used the word if. Iisus când vorbea oamenilor, totdeauna folosea cuvântul dacă. If any man will come after me. Dacă vine cineva după mine, do this. Să fac așa. Hate your father, mother, brother, sister, children. Să-ți urăști mama, tatăl, fratele. Hate your own life. Să-ți urăști până viața ta. Give up your possessions. Să renunți la tot ce ai. No compulsion. Fără a te obliga. The moment you compel somebody, în momentul în care tu îi presiune pe cineva să facă ceva, you're making him a robot. Îl transformi într-un robot. God doesn't want robots. Și Dumnezeu nu are nevoie de roboți. God is a father. Dumnezeu este un tată. You know the advantage of a robot? Știți care e avantajul unui robot? It'll obey everything you say. Va asculta și va face tot ce îi spui. You can program a robot that it'll never disobey you. Poți să programezi un robot în așa fel încât să nu te totdeauna să te asculte, să nu te niciodată să nu te dezamăgească. Tell me. Spune-mi. You who are parents. Voi care sunteți părinți. Would you like a robot who's obedient? V-ați prefera să aveți un robot care să vă asculte în felul acesta? Or a child who's disobedient? Sau un copil care uneori nu vă ascultă? What do you prefer? Ce ai prefera? Would you like a little robot coming? Ți-ar place să ai un roboțel acasă? About this height, 2.5 feet robot. Un roboțel așa, cam de un metru. And comes to you and says, "Daddy, I love you so much." Spune, tată, te iubesc mult. Oh, mommy, you're so good. Mami, ești așa de bună. It'll do everything you say. Face tot ce spui. Do you love that? Ți-ar place asta? Or do you love a naughty child who says, "I don't like you, Dad." Sau ți-ar place un copil obraznic care să spună, "Nu-mi place de tine, tată." I say, give me a naughty child any day. Eu mă rog, Doamne, dă-mi un copil obraznic mai degrabă. Because I can make him love me. Pentru că eu pot să-l determin să mă iubească. But this programmed robot that'll make my coffee and speak nicely to me, I don't want it. Dar roboțelul ăsta programat care poate să-mi facă cafeaua și să vorbească frumos, n-am nevoie de el, de ce? What is the difference between that robot and a child? Care e diferența dintre un robot și un copil? The child loves me out of free choice. Copilul mă iubește pentru că așa vrea, așa alege el. The robot is programmed to obey me. Pe când robotul e programat să mă asculte. Not my child, it's a slave. El nu e copilul meu, ci este un sclav robotul. God doesn't want slaves. Și Dumnezeu nu vrea sclavi. He wants children. Dumnezeu vrea copii. If you love me, keep my commandments. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. In the Old Testament it was different. În Vechiul Testament era diferit. You better keep my commandments, otherwise I'll punish you. În Vechiul Testament era așa: dacă nu păziți poruncile mele, vă voi pedepsi. Deuteronomy 28. Citiți Deuteronom 28. If you don't obey me, dacă nu mă ascultați, I'll make you blind. Te voi orbi. You'll have financial difficulty. Vei avea probleme financiare. Your enemies will rule over you. Dușmanii tăi te vor stăpâni. And the other side? Și de celălalt? If you obey me, de altă parte, dacă mă asculți, I'll te voi binecuvânta, money, o să-ți dau bani, sănătate. That is how people were under the law. Așa trăiau oamenii sub vechea lege. The law demands obedience. Pentru că legea cerea ascultare. And says, I'll bless you if you obey me. Spunea, te voi binecuvânta dacă mă vei asculta. Curse you if you don't obey me. Și te voi blestema dacă mă vei asculta. That was only a temporary thing. Asta este doar un lucru temporar. The new covenant is different. Dar noul legământ este altceva. Jesus says, Iisus a spus, if you love me, keep my commandments. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. If you don't love me, dacă nu mă iubiți, I don't keep my commandments. Nu păziți poruncile mele. God loves a cheerful giver. Dumnezeu iubește dătătorul voios. Paul said that when he was telling people to give money to God, he said, remember, God loves a cheerful giver. Când Pavel îndemna frații să dea bani, le spunea un singur lucru: Dumnezeu iubește dătătorul voios. There's no law which said you must give so much. Nu există o lege care să spună trebuie să dai atât sau un procent. Old Testament it was like that. În Vechiul Testament așa era. Malachi 3. Maleahi 3. If you don't bring your tithe, I will curse you. Dacă nu-ți aduci zeciuiala, te voi blestema. If you bring your tithe, I will open heaven over you. Dacă îți aduci zeciuiala, o să deschid cerul pentru tine. That is old covenant. Acesta era Vechiul Testament. Don't let any preacher fool you quoting that verse to you. Nu lăsa niciun predicator sau pastor să vă înșele
Citindu-vă acest verset. Let me set you free from these people who try to make you slaves. Dar încerc să vă eliberez de acești oameni care încearcă să vă transforme în sclavi. Malachi 3:10 is not for today. Maleahi 3:10 nu este pentru zilele noastre. There is no curse if you don't give money to God. Nu există niciun blestem dacă nu dai bani lui Dumnezeu. And you can't bribe God by getting a blessing by giving him money. Și același timp nu-l poți mitui pe Dumnezeu să te binecuvânteze doar dând tu niște bani. God loves a cheerful giver. Dumnezeu iubește pe cel care dă cu bucurie. If you can't give cheerfully, don't give anything. Dacă nu ești în stare să te bucuri atunci când dai, mai bine nu da. Jesus said when you give nobody must know what you're giving. Iisus spunea când dai, nimeni nu trebuie să știe că ai dat. But there are so many churches where they ask you to put your name and put it in a cover so they know how much you gave. Dar sunt atâtea biserici în care cer să scrii numele să vadă că ai dat și cât ai dat. These are all men who want to make you their slaves. Aceștia sunt oameni care vor să te facă în sclav, să te transforme în sclav. Control how much money you give. Și să controleze cât bănuți dai. You are bought with a price, Jesus' blood. Don't be a slave of any man. Tu ai fost cumpărat cu sângele scump al lui Iisus Hristos. Nu te fă sclav oamenilor. Don't be any slave of any woman. Și nu fi sclav al unei femei. Freedom of choice is what God gave man. Liberul arbitru este ceea ce a dat Dumnezeu omului. He has not given that freedom to the stars and planets. Dumnezeu nu a dat acest liber arbitru stelelor sau plantelor. He has not even given that freedom to the trees and plants in the world. Sau plantelor, pomilor din lume. They all have to obey the laws put into them. Toate aceste lucruri create trebuie să asculte legile stabilite de Dumnezeu. It looks wonderful, the planets obeying for thousands of years, not even moving one centimeter away from their orbit. Lucrul minunat, să vezi cum de mii de ani stelele se mișcă la rândul lor și nici o măcar o fracțiune de secundă nu se abat. It's like a robot, perfect obedience. Ele sunt ca un robot care se învârte așa cu o precizie. God could have made Adam like that. Dumnezeu putea să-l creeze și pe Adam așa. Perfect obedience. Ascultător perfect. He'd have been like a planet. Și ar fi fost ca o planetă omul. Shaped like a human being. Să aibă o formă de om. But behaving like a planet. Dar comportament de o planetă. A planet cannot be a sinner. O planetă nu poate păcătui. A planet cannot be a child of God. O planetă nu poate fi nici copil al lui Dumnezeu. And robots cannot be sinners, cannot be children of God. Roboții nu pot nici păcătui, nici să fie copii al lui Dumnezeu. And when preachers force their congregation to behave like robots. Și atunci când pastorii forțează membrii bisericii să se comporte saying, ca niște roboți. You must do this. Spunând trebuie să faceți asta. Thus said the Lord, you must do this. Așa vorbește Domnul că trebuie să facem așa. And they make you listen to them. Și când te fac să-i asculți pe ei. You are a robot. Tu devii un robot. God doesn't want you to be a robot. Dar Dumnezeu nu vrea ca tu să fii He robot. He wants you to use your free will. Dumnezeu vrea ca tu să îți folosești liberul arbitru pe care ți l-a dat. If you want to sin, go ahead and sin. Dacă vrei să păcătuiești, spune Domnul, păcătuiești. That's how He sent Adam into the Garden of Eden. Așa a zis Satan lui Adam în Eden. He did not send an angel with him to make sure that Adam doesn't sin. N-a trimis un înger acolo Dumnezeu cu Adam și să-i spună îngerului: asigură-te că îl păzești pe Adam să nu păcătuiască. Why didn't God send an angel with Adam and Eve? Cum nu l-a protejat Dumnezeu cu un înger pe Adam să-i spună nu păcătui? They would never have sinned. În felul ăsta n-ar fi păcătuit în veci Adam. He said you got to be free otherwise you'll never be my child. Nu, Dumnezeu a vrut ca Adam să fie liber, altfel nu putea să fie copil al lui Dumnezeu. A true servant of God. Un slujitor adevărat al lui Dumnezeu. Give you that same freedom. Îți va da ție ca om aceeași libertate. Freedom to sin. Îți va da libertate chiar să păcătuiești. Freedom to obey God. Sau tu să alegi să păcătuiești sau să-l asculți pe Dumnezeu. Not force you to obey God. Nu să te forțeze să asculți pe Dumnezeu. You may think that a preacher who forces you to obey God is a good preacher. Tu ți-ai putea imagina că dacă ai un pastor care te forțează să-l asculți pe Dumnezeu, e un pastor. I'll tell you the truth, he doesn't know God. Dar spun că adevărul că omul ăsta nu cunoaște pe Dumnezeu. God gives people freedom. Pentru că Dumnezeu e cel care dă libertate omului. If some of you are Christian leaders, dacă unii dintre voi sunteți lideri creștini, let me ask you a straight question. Dați-mi voie să vă pun o întrebare directă. Do you give people freedom? Dați voi libertate oamenilor voștri? To do what they like. Să facă ceea ce vor. Or do you force them? Sau îi forțați? You have to obey me. Trebuie să mă ascultați pe mine. I'm your prophet. Eu sunt proroc. You have to do this. Trebuie să vă aliniați. If you don't do this, I won't talk to you. Dacă nu faci așa, nu o să vorbesc cu tine. I want to tell you, you're no servant of God. Vreau să spun că în felul acesta nu ești slujitor al lui Dumnezeu. You're a dictator. Și ești un dictator. You're a tyrant. Un tiran. God gave man freedom. Dumnezeu a dat omului libertate. Under the law. Sub lege. He made a lot of rules. În Vechiul Testament erau multe legi. I'll punish you. Reguli, te voi pedepsi. You know, like when Miriam insulted Moses, she got leprosy. Când Miriam, țineți minte, l-a insultat pe Moise, ea a primit lepră. Young people made fun of Elisha. Când niște tineri și-au bătut joc de Elisei. The bears came and ate them up. Au și niște urși și au mâncat.
There were terrible things that happened. Lucruri groaznice se întâmplau. Jeremiah would say to one of those false prophets. Ieremia i-a spus unui proroc mincinos. God will smite you, you pashur. Dumnezeu o să te nimicească. God will smite you, you'll die this year. Și vei muri anul ăsta. And he died. Și a murit prorocul acela. That was old covenant. Așa era în Vechiul Testament. How is it when Jesus came? Dar cum s-au schimbat lucrurile când a venit Isus? They called him Beelzebul. Pe Isus l-au numit Beelzebul. He said, "You're forgiven." Și Isus răspundea, ești iertat. They spat on him. Îl scuipau. Crucified him. L-au crucificat. Forgiven. Și Isus ierta pe toți. That is the new covenant. Acesta este noul legământ. I remember years ago. Ții minte cu ani în urmă? When people did a lot of harm to me as a servant of God. Când oamenii mi-au făcut mult rău mie ca și slujitor al lui Dumnezeu. The Lord asked me. Domnul m-a întrebat. You want to follow Moses or Jesus? Tu vrei să-l ai ca model pe Isus sau pe Moise? They insulted Moses and got leprosy. L-au insultat pe Moise și au primit lepră. They insulted Jesus and got forgiveness. L-au insultat pe Isus și au primit iertare. Whom do you want to follow? Tu pe cine vrei să urmezi? These people who hurt you. Oamenii ăștia care îți fac rău. You want them to get leprosy or forgiveness? Ce ți-ai dori, să primească lepră sau iertare? I said, Lord, forgiveness. I-am spus, Doamne, iertare. What about you, my brothers? Dar cum e cu voi, fraților? When people don't listen to you. Când oamenii nu ascultă ce spuneți. They insult you. Și când vă insultă. Disobey you. Când vă jignesc. What do you want them to get? Ce vrei să primească ei? You want bears to eat them up like Elisha's critics? V-ați dori să-i mănânce niște urși? Or do you want to follow Jesus and say? Sau ați vrea să-l urmeze pe Isus și să spui iert. There are so few leaders who are real followers of Jesus today. Sunt foarte puțini conducători astăzi de biserici care îl urmează pe Isus. Most Christian preachers and pastors and prophets. Cei mai mulți proroci, păstori, creștini like to control people. Preferă să controleze oamenii. They have a great delight when they control people. Și au mare plăcere să manipuleze masele. Whenever I find somebody leaning too much on me, când simt că cineva încearcă să mă manipuleze pe mine, I push him off. Îl împing la o parte. Go and get connected to Christ. Nu, sau când simt că cineva prea se atașează de mine, îi spun, nu, nu, nu te atașa. Cine Hristos atașează-te. Be a servant of God like that. Eu te îndemn să fii și tu la fel un slujitor al lui Dumnezeu. Point people to Christ and let them lean on him. Nu lăsa oamenii să depindă de tine, ci să depindă de Hristos. We're not in the old covenant. Noi nu mai suntem în Vechiul Testament. You cannot become a holy man of God if somebody controls your will. Nu poți deveni un om sfânt al lui Dumnezeu dacă cineva îți controlează voința ta. I've seen a lot of demon possession in India. Eu văd pe mulți oameni în India posedați de demoni. Many people go to the temples and get demon possessed. Mulți oameni care merg prin templele budiste și ies de acolo îndrăciți. I have seen what happens when I cast out the demon. Dar am văzut ce se întâmplă atunci când scoți un demon. When they are demon possessed. Când oamenii sunt posedați de demon. They are not in control of themselves. Nu se pot controla ei înșiși. They speak whatever the demon tells them to say. Ei vorbesc ce le spune demonul să vorbească. In America once I was trying to counsel somebody. În America o dată consiliam pe cineva. And I said, ask Jesus to come into your heart. Și am spus așa, spune-i lui Iisus să intre în inima ta. She said, I can't say the name Jesus. I can't say that name. I can't say that name. Femeia spunea, nu pot rosti numele ăsta, nu-l pot rosti. It was a demon. Era un demon. Imagine a person could not say the name Jesus. Imaginează-ți că o persoană nu putea rosti cuvântul Iisus. That's how the demon controlled her. Așa o controla demonul. What to do? Și ce să fac? Counseling is no help. Să consiliezi nu ajută cu nimic. Praying is no help. Să te rogi nu ajută cu nimic. Cast out that demon. Scoate demonul din ea. That's what I did. Și asta I said in Jesus' name, get out of her. Am spus în numele lui Isus, demonule, ieși din ea. 5 seconds. That's all it took. Și 5 secunde a durat. The demon had gone. Demonul a plecat. Because demons tremble at the name of Jesus. Pentru că demonii tremură la numele Isus. Then I told her. Și am spus atunci. Say, Lord Jesus, come into my heart. Spune așa, Doamne Isus, intră în inima mea. She could say it. Și a putut să spună liber. She was saved. Și a fost salvat. Not by counseling. Nu prin consiliere. But first the demon had to be cast out. Și a trebuit ca demonul să fie scos din el. Demonii controlează they oamenii. Say things they don't want to say. Și oamenii rostesc cuvinte pe care nu vor să le spună. I remember another demon possessed person. Țin minte un alt demonizat. I said, accept Jesus into your heart. I-a spus, pune, accept pe Iisus în inima mea. And this voice came out of her mouth. Și gura, vocea a început să se schimbe. Saying, tell her, don't tell me. Și a spus, spune ei, nu-i spune, nu spune mie. The demon speaking out of this woman. Prin femeia aceasta vorbea un demon. Saying, don't ask me to accept Christ. I'm not going to accept Christ. Spune demonul din ea, nu spune mie să-l accept pe Hristos. Tell this woman. Spune femeii. Same treatment. Așa, același tratament l-am aplicat. In Jesus' name, get out of her. În numele lui Iisus, ieși din ea. One moment she was clipă, he was out. Femeia a fost then eliberată. I tell that sister. Și când i-am spus sorori. She was not born again. Ea nu era născută din nou. I said accept Jesus into your heart. I-am spus acceptă-l pe Iisus în inima ta. Receive Jesus.
What I learned, and she accepted Jesus. Și el a acceptat pe Iisus. What I learned from all this is demons are the one who like to control people. Ce am învățat eu din toate astea este că demonilor le place să controleze oamenii. They don't like the freedom that Jesus gives. Nu le place ca oamenii să aibă libertatea pe care le-o dă Iisus. And I learned something from that. Și am învățat ceva. The Bible speaks about demons possessing and Holy Spirit filling. Biblia vorbește despre posedarea de demoni și despre umplerea cu Duhul Sfânt. You never read in the Bible of a person filled with the devil or filled with a demon. Nu se citește niciodată în Biblie despre un om care a fost umplut de demoni. And you never read in the Bible of the Holy Spirit possessing somebody. Și niciodată nu se citește în Biblie că cineva a fost posedat de Duhul Sfânt. What is demon possession and Holy Spirit filling? Ce este posedare de demon și ce este umplere cu Duhul Sfânt? One big difference. Mare diferență. Demons do not give you freedom. Demonii când te posedează nu-ți dau libertate. Control you. Ci te controlează. You can't even say what you like. Nici măcar nu poți spune ce vrei. They are in complete control over you. Te controlează complet. You can't do what you like. Nu poți să faci ce vrei. I remember counseling somebody. Țin minte că am consiliat pe cineva. As soon as I said the name of Jesus. Și de îndată ce am spus numele Iisus. Person came out of the chair and started rolling on the ground like a snake. Persoana aceea a început să se târască pe jos ca un șarpe. I said, get out of her in Jesus' name. I-am spus, ieși din ea în numele lui Iisus. Person became normal. Și persoana a devenit normală. Demons control people. Pentru că demonii controlează oamenii. They tear their clothes. Îi pot face să rupă hainele. Speak things they don't want to say. Să rostească cuvinte pe care nu le vor. And I learned something. Și am învățat ceva. The Lord told me. Domnul mi-a spus. If you try to control people with your ability as a preacher. Dacă tu vei încerca ca și pastor, predicator să controlezi oamenii prin abilitățile tale, you'll be serving the devil. Înseamnă că ești un slujitor al diavolului. When you serve me, you give people freedom. Dacă mă vei sluji pe mine cu adevărat, vei da libertate oamenilor. I learned a great lesson. Și am învățat o mare lecție. God's filled me with the Holy Spirit. Dumnezeu m-a umplut cu Duhul Sfânt. I know that without a doubt. Știu asta fără îndoială. But he doesn't control me. Dar nu mă controlează. Every gift of the Holy Spirit God's given me, I have freedom to exercise. Fiecare dar al Duhului Sfânt pe care l-am, eu am libertatea să-l exercit, să-l folosesc. When a person says, I can't control myself. Când vezi câte un persoană care spune, eu nu mă pot controla, zice. I've heard of people. Am auzit de oameni who say they went to some meeting. Care spun că s-au dus la ceva întâlnire. There are all types of spirits operating in meetings nowadays. Acum la întâlnirile din ziua de azi biserice sunt tot felul de duhuri care lucrează. And they say something happened to me. Și spune, mi s-a întâmplat ceva. I couldn't control myself. Că nu m-am putut controla. And I kept on laughing and laughing and laughing. Și am început să râd și mă puteam opri din râs. I say, brother, that was definitely a demon. Spun, frate, sigur ai primit un demon. Because the Holy Spirit has given you freedom. Că Duhul Sfânt îți dă libertate, să te poți controla. Galatians 5:23. Galateni 5:23. The fruit of the Spirit is self-control. Roada Duhului este controlul de sine. If you can't control yourself, that is not the Holy Spirit. Dacă nu te poți controla, înseamnă că nu e Duhul Sfânt. If you just lie down there and you can't do anything, dacă stai acolo și nu te poți mișca, that's not the Holy Spirit. Nu e Duhul Sfânt care. There's a lot of that today. People lay hands on somebody and they fall down flat. Apoi vezi pe alții în ziua de azi cum pun mâna pe altul și cade pe spate. Do you know there are many Hindu priests who do that in India? Știi că în India sunt mulți preoți hinduși care fac asta? You think it's only these TV evangelists who do it? Crezi că numai evangeliștii ăștia la televizor fac asta? Come to India and you'll see the Hindu priests doing that. Veniți în India și o să vezi pe preoții hinduși făcând asta. It's a supernatural power. E o putere supranaturală. But it's not from God. Dar nu de la Dumnezeu. Anything that you never see Jesus doing, be careful. Ceea ce nu-l vezi pe Iisus făcând, ai grijă să nu faci nici tu. To walk as Jesus walked. Trăiește cum a trăit Iisus. To serve as Jesus served. Slujește cum a slujit Iisus. If you never see Jesus doing something, number one. Dacă în primul rând, dacă nu l-ai văzut pe Iisus făcând ceva. Number two, if you never see Jesus teaching it. În al doilea rând, dacă n-ai auzit pe Iisus învățând ceva. Number three, if you never see the apostles doing it. În al treilea rând, dacă nu ai văzut pe ucenici făcând asta. And if you never see the apostles preaching it. Și sau dacă nu ai auzit pe apostoli predicând asta. Don't accept it. Nu accepta. Whatever it is. Orice ar fi. A fourfold test. Un test în patru rânduri. I have followed this rule for many years. Asta este regula care m-a călăuzit de ani. Study the scriptures. Studiez scripturile. You just have to study the New Testament, that's enough. You just study the New Testament. Studiază în primul rând Noul Testament. You see something, somebody says this is Holy Spirit. Dacă vei vedea niște lucruri, spui, oh, aici e Duhul Sfânt. Did Jesus do it? A făcut Iisus asta? Did Jesus teach it? A învățat Iisus asta? No, no. Nu, nu. Did the apostles teach it? Au făcut, no. Au învățat apostolii așa? Did the apostles au făcut do it? Apostolii asta? No. Nu.
then it's not Holy Spirit. Atunci înseamnă că nu e de la Duhul Sfânt. How is it believers are accepting so many things today? Cum se face că astăzi credincioșii acceptă cu ușurință atâtea lucruri? None of these four things. Care nu pot trece de aceste patru teste. We need to be careful. Trebuie să avem grijă. A lot of deception nowadays. Pentru că e multă înșelăciune în biserică în ziua de azi. I never see the apostles controlling anybody. N-am văzut niciodată pe apostoli manipulând pe cineva. Paul was the greatest apostle and prophet. Pavel era cel mai mare apostol. I want to show you one example. Și vreau să vă prezint un exemplu. This is how I work with my junior most coworkers in my church. După modelul ăsta mă raportez și eu la lucrătorii mai tineri din biserică. 1 Corinthians 16 verse 12. 1 Corinteni 16 cu 12. 1 Corinthians 16 verse 12. Concerning Apollos, our brother, I encouraged him greatly to come to you with the brethren, but it was not at all his desire to come now. He will come when he has opportunity. Cât pentru fratele Apollo, l-am rugat mult să vină la voi cu frații, dar n-a voie nici de cum să vină acum. Va veni însă când va avea înlesnire. Apollos was much younger than Paul. Apollo era mult mai tânăr ca Pavel. A very junior co-worker. Un colucrător tânăr. Paul was the apostle, prophet, evangelist, everything. Pavel era apostol, evanghelist, pastor, tot. He tells this junior co-worker Apollos. El spune Pavel acestui tânăr Apollo. Apollo, I would like you to go to Corinth and share the word there. Aș vrea ca tu să mergi să predici la Corint. What did Apollos do? Și ce îi răspunde Apollo? He said, "Brother Paul, I don't feel free to go right now." Spune, frate Apollo, nu simt, frate Pavel, nu simt libertatea să merg acum acolo. What did Paul say? Și cum îi răspunde Pavel apoi? I'm a prophet, thus said the Lord, go. Eu sunt prorocul, așa spune Domnul, du-te. Paul was not a false prophet. Nu, Pavel nu era un proroc mincinos. He was a man of God. Ci un om al lui Dumnezeu. He knew that God gives freedom to people. Și știe că Dumnezeu dă libertate oamenilor. He said, "That's fine, Apollos." Pavel îi spune lui Apollo, e bine. Whenever you feel free, când vei simți libertatea să te duci, du-te atunci. That's how the early apostles work. Așa lucrau apostolii în biserica primară. The Lord told me, Domnul mi-a spus, that's how you must work with your junior most co-worker. Așa trebuie să lucrez și eu cu lucrătorii mai tineri. I want to stand before God today and say that's how I worked for nearly 40 years now. Și vreau să vă mărturisesc înaintea Domnului astăzi că de așa mă comport de 54 de ani. I will not behave like the devil controlling people. Nu vreau să mă comport ca diavolul controlându-i, manipulându-i pe oameni. I'll be like the Holy Spirit, give people freedom. Și vreau să fiu ca Duhul Sfânt, să dau libertate oamenilor să aleagă. That God even gives people freedom to go to hell. Știți că Dumnezeu dă omului chiar libertate să se ducă singur în iad? How many people died yesterday in the world? Câți oameni au murit oare ieri în lume? A few thousand people. Câteva mii de oameni. Most of them went to hell. Și cei mai mulți dintre ei s-au dus în iad. Did God stop them and say, "Don't go to hell, come here"? Oare Dumnezeu s-a opus, i-a oprit? Nu, nu mergeți în iad. No. No. He gave Adam freedom. Dumnezeu a dat libertate lui Avram. All through the years he's given freedom. Și de-a lungul anilor a dat omului libertate. If you want to disobey, go. Dacă vrei să nu-l asculți pe Dumnezeu, when mai decât. Israel disobeyed God, he said, "Okay, disobey, you'll când suffer." Israel a hotărât să nu-l asculte pe Dumnezeu, Dumnezeu a spus, "You'll suffer for it." Suferiți voi, trageți ponoasele. I'm not going to catch you by the neck and eu nu o să vă prind de gât și o să vă oblig. When Solomon married 700 wives, când Solomon s-a însurat cu 700 de neveste, and lived with 300 other women, și mai avea încă 3 soțitoare, did God stop him? Oare Dumnezeu l-a oprit? Okay, you want to do it, do it. Dacă așa vrei, n-ai decât. Israel will suffer, you will suffer. Israel va trage ponoasele, tu vei suferi. But I'm not going to stop you. Eu n-am de gând să te opresc. God gives people freedom. Dumnezeu dă omului libertate. And even today, și chiar astăzi la fel. You can be free to sin. Tu ești liber să păcătuiești dacă vrei. Or you can be free to live a holy life. Sau ai libertatea să trăiești o viață sfântă. Because without freedom of choice you can never be a holy person. Pentru că nu poți fi un om sfânt dacă nu ai libertate de alegere. The second thing God gives us is a conscience. Al doilea lucru pe care îl dă Dumnezeu este conștiința. That's what makes us different from a dog. Conștiința mă face diferit de un câine. A dog's got free will to obey or not obey. Un câine are liber arbitru să aleagă, să asculte sau nu. That's better than the planets. Un câine mai mult decât o planetă. But a dog cannot be a sinner. Dar totuși un câine nu poate fi păcătos. Un câine nu poate fi nici copil al lui Dumnezeu. Because de ce? Pentru că un câine n-are conștiință. Now people train their dogs. Deși oamenii și antrenează câinii. You know, they even train the tigers and lions in the zoo. Acum până și la grădina zoologică tigrii și leii ajung să-i dreseze. And in the circuses. Sau la circ. They train the whales in many places. Dresează până și balenele în anumite locuri. Always by giving them some reward. Întotdeauna prin acordarea unei răsplată. It's a control. Îi controlează animalele. There are preachers who control people in their church like that. Sunt predicatori care își controlează oamenii în biserică. Oh, I'll give you some responsibility. Oh, am să-ți dau o responsabilitate. Come, I'll make you a deacon. Sau te fac diacon. It's like giving a little food to the tiger to control. Ca și cum ai da un pic de mâncare unui tigru ca să-l poți dresa. This is not God's way. Nu așa este calea Domnului.
God gives people freedom to follow their conscience. Dumnezeu dă omului libertate să-și urmeze conștiința lui. And if you don't give people freedom to follow their conscience. Dacă tu nu dai oamenilor libertatea de a-și urma conștiința. Be careful. Ai grijă. The dictators in the world don't give people freedom to follow their conscience. Dictatorii lumii nu dau oamenilor libertate. And it's so sad. Și așa de trist. That so many preachers, pastors, prophets don't give people the freedom to follow their conscience. Așa de mulți predicatori și pastori nu dau oamenilor libertate de a-și urma conștiința. Paul gave freedom to Apollos. Pavel a dat libertate lui Apollo. Jesus did the same thing. Iisus a făcut la fel. One rich young ruler came to him once. Când un tânăr a venit la el odată. Do you want to walk as Jesus walked? Un tânăr bogat, vrei tu să treci cum a trăit Iisus? This rich young ruler came to him. Tânărul acesta bogat a venit la el. And Jesus loved him. Și spune că Biblia că Iisus l-a iubit. Great verse in Mark 10. It says Jesus looked at him and loved him. În Marcu 10 e un mare verset care spune că Iisus l-a iubit. Mark 10:21. Jesus felt a great love for him. Marcu 10:21 a simțit o mare dragoste Iisus pentru el. And he said this. So many good things in you. Și a spus, sunt atâtea lucruri bune în tine. But you have one thing missing in your life. Însă este un lucru care îți lipsește ție în viață. You love your money too much. Problema ta e că iubești banii prea mult. How many preachers have you met like Jesus Christ? Câți predicatori azi ați întâlnit ca Iisus Hristos? Who will tell you? Care să-ți spună? You're a good brother. Ești un frate bun. But you love your money too much. Dar îți iubești banii prea mult. You want to be a part of my church? Vrei să fii parte din biserica mea? Get rid of your love of money. Scapă-te, eliberează-te de dragostea de bani. Jesus said to that man. Iisus i-a spus acestui tânăr bogat. Mark 10. Marcu 10. Go and give your money to the poor. Du-te și dă-ți banii săracilor. Come to me without your money. Vino la mine fără banii tăi. And you can be my disciple. Ca să poți să fii ucenicul meu. Have you ever in your life met a pastor like that? Ai întâlnit tu vreodată în viața ta un pastor care să-ți spună asta? Să-ți spună ție. Go and give your money to somebody else. Du-te și dă-ți banii tăi altcuiva. Come to my church without your money. Și să vii la biserica mea fără banii tăi. I have said that so many times. Am spus asta de atâtea ori. I have gone to people and said you can give your money where you like. I'm not interested. M-am dus la oameni bogați și am spus, da, în biserica mea nu vii, dar dai banii altora. Come to our church to hear the word of God. Vino la biserica mea să auzi cuvântul lui Dumnezeu. Be a godly person. Fii un om evlavios. We don't want your money. N-avem nevoie de banii. We want you. De vrem pe tine. What type of father is there who's more interested in son's money than the son's health and growth? Ce tată este acela care e interesat doar de banii copilului său? Are you fathers and mothers covetous for your children's money? Oare voi părinților vreți să puneți mâna pe banii copiilor voștri? Or do you want them to be spiritual? Nu, noi vrem copiii noștri să fie spirituali. What type of preacher and pastor is that who's interested in money coming into the church offering box? Ce predicator să fie este acela sau pastor care e interesat doar cât de mare colectă la biserică? They're not like Jesus at all. Ei nu sunt ca Iisus deloc. Jesus told the rich young ruler, come without your money. Iisus i-a spus tânărului bogat, vino fără banii tăi. He said, I can't do that. Și l-a spus, nu pot face asta. What did Jesus say? Și ce a spus Iisus? What do today's pastors say? Ce spun pastorii din ziua de azi? They say, okay, don't give it all now. Pastorul de azi spune, bine, nu tot acum. Little bit. Dă un pic. Next year a little more. Mai la anul mai dai puțin. We don't want to lose you. Că nu vrem să te pierdem. You're a young man. Ești un tânăr. You're an influential man. Ești un tânăr potențial. You're a rich man. Bogat. We want you in our church. Te vrem în biserica noastră. Not Jesus. Dar nu Iisus. He said goodbye. Iisus spune la revedere. If you're not willing to fulfill the condition of being a dacă disciple. Dacă nu ești dispus să îndeplinești condițiile de a fi ucenic. Go. Du-te. Jesus never went after him. Iisus nu s-a dus după el înapoi. He never went after people who rejected. Niciodată nu s-a dus înapoi după oameni care au respins standardele lui. I see that is how Jesus did his ministry. Așa și-a făcut Iisus lucrarea lui. We read in another example in Luke chapter 14. Citim un alt exemplu în Luca 14. This is how Jesus lived and preached. Așa trăia și predica Iisus. And I tell you, if you really say you want to follow Jesus, you better look at these examples and follow it. Dacă vrei să trăiești cum a trăit Iisus, ar fi bine să priviți la aceste exemple ale lui Iisus și le urmați. Luke 14:25, great multitudes came to Jesus. Luca 14:25 spune că mulțimi mari mergeau după Iisus, noroade multe. I have thought, what would a pastor do today? Eu mă gândeam așa, ce ar face un pastor astăzi? Great multitude started coming to listen to him because he's such a wonderful preacher. Ce ar face un pastor dacă ar vedea mulțimi mari de oameni astăzi că vin după el să-i asculte învățăturile lui? He would be so happy. Ar fi atât de fericit. He would say nice things to keep them all there. Și ar spune lucruri frumoase ca să păstreze adunarea cât de mare. He would say a few funny things to make them all laugh. Ar mai spune câteva glume să-i întrețină pe oameni.
But that's not what Jesus did. Dar nu asta făcea Isus. When he saw this great multitude, Isus când a văzut mulțimea asta după el, he turned and said to them some of the hardest words he ever said to anybody. S-a întors și le-a spus cele mai dure cuvinte pe care le-a spus vreodată. If you want to come after me, verse 26, you got to hate your father, 26. Mother, wife, children, everything. Dacă vine cineva după mine, trebuie să urești, trebuie să-și urască tatăl, mama, nevasta, copiii, frații. Verse 27, you got to take up your cross. Și în 27 spune că trebuie să ții crucea. Die every day. Trebuie să mori în fiecare zi. And verse 33. Și you got to give up your possessions. Trebuie să renunți la toate posesiile tale, să te lepezi de orice. Is that the type of word that today's preachers will preach? Este oare aceasta predica pe care o predică pastorii that astăzi? Will not increase your congregation, it will decrease your congregation. Dacă ar predica așa ca Isus, biserica s-ar micșora, nu s-ar mări. That's how Jesus preached. Dar așa predica Isus. Let me show you a third example. Să vă arăt un al treilea exemplu. John chapter 6. You know, Luca, Ioan 6. If you are serious about walking as Jesus walked, dacă ești serios și chiar vrei să trăiești cum a trăit Isus, preaching like Jesus preached, să predici cum a predicat Isus, serving the Father like Jesus served the Father, să slujești pe Tatăl cum o făcea Isus, I tell you it's very different from what you see in a lot of Christendom today. Vă spun că este foarte diferit de ceea ce vedem noi astăzi în creștinism. Even the people who say they are filled with the Holy Spirit. Chiar și de ceea ce spun oamenii care sunt umpluți cu Duhul Sfânt. Maybe they were filled with the Spirit. Poate au fost odată umpluți cu Duhul Sfânt. Once upon a time. Odată de mult. Maybe they did have some supernatural experiences. Poate au avut niște experiențe supranaturale. They came through a gate. Au intrat ei pe o poartă. But they did not walk the narrow way. Dar nu e suficient să intre pe poarta îngustă, trebuie să și umbli pe calea îngustă. There is the narrow way. Iată calea îngustă. John chapter 6. Ioan 6. Again a great multitude. Din nou o mare mulțime la Isus. Verse 2 was following him. O mare gloată venea după Isus. And he turned around and tells them. Și în versetul 3 spune că Isus s-a uitat la ei. Verse 53. În versetul 53. I said you have no life unless you eat my flesh and drink my blood. Adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul fiului omului și nu beți sângele, nu aveți viața. In 54, you got to eat my flesh and drink my blood. 54, nu, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică. Again, in verse 55, eat my flesh and drink my blood. 55, din nou, deci trupul meu este o hrană și sângele meu este o băutură. Again, in verse 56, eat my flesh and drink my blood. 56, din nou, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. I say, Lord, how many times do you have to repeat it? Și am zis, Doamne, dar de câte ori trebuie să repeți așa? Four times? De patru ori? It's already offending them. Deja îi deranjai. No, I got to repeat it. Dar trebuie să repeți. I got to repeat it. Și iar repeți. Repeți. Those who are getting offended will get thoroughly offended and leave. Cei care erau deja ofensați de Isus, din nou și din nou Isus repetă. And the disciples heard this. Și ucenicii au auzit asta. Not the Pharisees. Nu farisei. Verse 60. În versetul 60. Disciples. Ucenicii. Not just the 11, but many other disciples deci, of Jesus. Deci toți ucenicii, nu doar cei 11. There were many people who were disciples of Jesus. Pentru că erau atunci mulți ucenici ai lui Isus. Many of Jesus disciples heard and said this is a difficult statement. Mulți din ucenicii lui, spune versetul 60, au spus vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? I want to ask you my dear brothers and sisters. Vreau să vă întreb pe voi, frați și surori. When was the last time you heard a difficult statement from your preacher or pastor? Când este ultima dată când ai auzit o predică așa grea, dificilă de la pastorul tău? Where you had to die to yourself. Că trebuie să mori față de tine însuți. Where you had to give up your love of money. Că trebuie să renunți la iubirea de bani. Most people don't and never hear that in a whole year. Cine mulți predicatori n-au auzit astfel de predică nici măcar doar în an. Jesus was preaching it all the time. Iisus a predicat tot timpul. And he didn't explain. Și el n-a explicat. He didn't explain. Well, actually, my flesh and blood means this or that. El nu s-a justificat. Păi, de fapt, trupul și sângele meu înseamnă asta. He never explained. Iisus nu s-a justificat. He just said the words I speak, verse 63, are spirit and life. El a spus doar atât în 63. Cuvintele pe care le spun sunt duh și viață. Why was he not disturbed? De ce nu era Iisus deranjat? Why was he not afraid all these people will leave? De ce nu era frică lui Iisus că s-ar putea să-l părăsească oamenii? It says here in verse 66, many of his disciples left him. Și spune în 66 că din clipa aceea mulți din ucenicii lui l-au părăsit. When was the last time in your church where many people left because they got offended with the truth of God? Când s-a întâmplat ultima dată în biserica voastră ca mulți oameni să plece pentru că au fost deranjați de cuvântul lui Dumnezeu? We planted many churches. Noi am plantat multe biserici. And we always start with driving people away.
Și întotdeauna am început prin îndepărtarea oamenilor. Because so many people come because, oh, brother Zac preaches so nicely. Pentru că mulți vin la biserică, oh, fratele Zac, el predică bine, frumos. Okay, you come and listen. You're going to listen to some hard words. Veniți numai și auziți ce vă spun eu, niște cuvinte dure. And you'll get offended. Și o să vă supărați. And you will leave. Și o să plecați. My son's planted two churches in America recently. Copiii mei au plantat două biserici în America. And right at the beginning, so many people left. Și chiar la început, mulți au părăsit. Some people left because they thought the sisters must cover their heads when they pray and prophesy. Some left because the sisters were taught to cover their pentru că se învăța că în biserica aceea surorile trebuie să-și acopere capul când se roagă și prorocesc. Americans says women don't like to cover their heads. Americanilor nu le place să pună ceva pe cap. So my son said, "Oh, we got to cover your sisters must cover their heads when they pray and prophesy." Băieții mei au învățat așa, în biserică surorile când se roagă trebuie să aibă capul acoperit. Not all the time. Nu tot timpul. But when you pray and prophesy. Dar când se roagă și prorocește trebuie să aibă capul acoperit. And none of this half covering here and there, a full head covering. Și nu doar așa o acoperire pe jumate, ci în regulă. There's a half obedience and a full obedience. Pentru că este o ascultare deplină și o ascultare pe jumătate. Și mulți au plecat. I told my son, praise the Lord. Și am spus fiului meu, slavă Domnului. Drive away the people who don't want to obey God's word. Îndepărtați-i pe cei care nu vor să împlinească cuvântul let Domnului. Let them call you legalists, let them call you what they like. Poți să vă numească legaliști, poți să vă numească cum vor. Obedience is tested in the little things, not in the big things. Ascultarea se testează în lucrurile mici, nu în alea mari. And? Și? Little by little, other people came. Încetul cu încetul, alți oameni au venit la biserică. Many of Jesus' disciples withdrew. Spune aici că mulți din ucenicii lui Iisus au plecat. And were not walking with him anymore. Și nu mai umblau cu el. And verse 67, there were 12 left. Și spune în 67 că au rămas 12. What do you think Jesus said to them? Și ce credeți că le spune Iisus lor 12? He didn't say, "Oh, I hope you won't leave me." Nu le-a zis, "Oh, sper că măcar voi nu o să mă părăsiți." He said, "You also want to leave?" Iisus îi întreabă, "Vreți să plecați și voi?" "You want, you can go." Puteți pleca. And Peter said, și Petru îi spune, Lord, to whom shall we go? Doamne, unde să ne ducem? These are the words of eternal life. La tine sunt cuvintele vieții. Do you think Peter understood eating his flesh and drinking his blood? Tu crezi că Petru a înțeles ce înseamnă sângele și trupul Domnului Iisus întru totul? He didn't understand it either. Nici el n-a înțeles. He didn't understand it any more than all the others. Nici el n-a înțeles mai mult ca ceilalți. And I've thought about this. Și m-am gândit la asta. Supposing one of these fellows who left. Să presupunem că unul dintre cei care a plecat. Came in the evening to Simon Peter's house. A venit seara la casa lui Simon Petru. Hey, Peter, you said these are the words of eternal life. Petre, tu ai spus mai înainte că cuvintele lui Iisus sunt lumina vieții. What did Jesus mean when he said eat my flesh and drink my blood? Ce a vrut să spună? Explică-mi și mie ce a spus, ce a vrut să spună Iisus prin bea sângele meu și mănâncă trupul meu. You know what Peter would have said? Știi ce ar fi răspuns Petru? Listen, I'm just a fisherman. Eu sunt numai un pescar. I don't know what he meant. N-am înțeles exact ce a spus. But I know the man. Dar eu îl cunosc pe omul acesta. Niciodată n-am mai întâlnit un om de o astfel de ținută și integritate. Știu că Iisus este omul lui Dumnezeu. Deși nu sunt în stare să înțeleg tot ce spune, am încredere în om. Și de aceea am hotărât să rămân cu Iisus. Am spus în biserica mea, the only people we want in this church că singurii oameni pe care ni dorim ca membri sunt aceia care aud predicile acelea dure, aspre și care pot totuși să spună acestea sunt cuvintele vieții veșnice și nu vrem să mergem în altă parte. Și din bisericile noastre au plecat mulți oameni. Pentru mine asta este un semn al bisericii pe care o zidește Hristos. If you have a church where many people don't leave, dacă în biserica ta nu pleacă nimeni, you better check whether you're following Jesus or ar fi bine să te întrebi dacă biserica aceea urmează învățăturile lui Iisus. Compromising message. Sau cumva se predică un mesaj de compromis care îi ține. We teach modesty and dress for the sisters in our church. În biserica noastră noi vorbim despre modestia privind vestimentația surorilor. A lot of Western styles coming into India. Într-adevăr, multă modă din vest pătrunde în India. All the fashions of modern dress. Și toate aceste rochi moderne la modă. We say we don't permit all that type of dress. Dar noi nu permitem astfel de îmbrăcăminte în biserica noastră. There are many other churches, you can join them. Sunt multe alte biserici, puteți să vă alăturați la. They allow you to dress as you like.
care te las te îmbraci cum vrei. I know one sister said to me. O soră mi-a spus odată. Brother Zac, your standards are too high. Frate Zac, standardele tale sunt tare înalte. Can't join your church. Nu poate omul să vină la biserica ta. I say, God bless you, we love you. I-a spus, soră dragă, Domnul să binecuvânteze la. God has arranged many other churches for you to join. Dumnezeu a pregătit, uite câte biserici în oraș, du-te la care vrei. We are great suppliers of members to other churches. Noi suntem acea biserică care dăm foarte mulți membri altor biserici. Those who don't want to be disciples. Cei care nu vor să fie ucenici. Because I know Jesus gave me a commission. Pentru că știu că Iisus mi-a dat mie o trimitere. He said, go into every nation and make disciples. Și mi-a spus, du-te la orice națiune și fă ucenici. He never said, make a large church. Nu mi-a spus, fă multe biserici. He had only 11 in his church. Pentru că există o singură biserică. That's all. Atât. I say, Lord, if I finish my ministry with 11 people, I'm happy. Doamne, eu dacă spun așa, dacă eu îmi termin lucrarea și rămân doar 11, cum au rămas după tine, e suficient. If they are the 11 like yours who turned the world upside down. Și dacă ar fi să rămână 11 ca ai tăi 11 care au întors lumea cu susul în jos. I would say let your servant depart in peace. I've done my job. Slobozește pe robul tău în pace, că e bine. What's the use producing a whole lot of compromisers who just sit and sing songs? Ce rost avem biserici mari pline de oameni care trăiesc în compromis? God's work in the wilderness in Canaan was done by two people who went in by faith. Lucrarea lui Dumnezeu în Canaan a fost făcută de doi oameni care au trăit prin credință. In the midst of 600,000 compromisers. Din 600,000 de oameni compromiși. In Noah's time. În timpul lui Noe. God's work was done by one family. Lucrarea lui Dumnezeu a fost făcută de o singură familie, un om. Who brought up his three children properly. Care și-a crescut cei trei băieți bine. Got them to marry God-fearing wives. Și s-au căsătorit cu soții temătoare de Dumnezeu. That's the man who saved the world. Și omul ăsta salva lumea. The Bible says the last days will be like the days of Noah. Biblia spune că zilele din urmă vor fi ca în zilele lui Noe. With sex and violence, all types of worldliness. Cu sex, cu violență, cu tot felul de lucruri lumești în biserică. In the midst of such people there has to be a few Noahs. Dar în mijlocul acestor oameni vor fi câțiva Noe. Who are such good fathers, they make all their children disciples. Care sunt părinți atât de buni încât fac din toți copiii lor ucenici. And who make their children marry God-fearing partners. Și care fac ca al lor copii să se căsătorească cu parteneri de viață creștini. And who will save the world. Și care vor salva lumea. Are you one like that? Ești unul din aceștia? That's what it means to be filled with the Holy Spirit in the last days. Asta înseamnă să fii umplut de Duhul Sfânt în zilele din urmă. May God help us. Dumnezeu să ne ajute. We have some questions which we will try and answer in the evening. Avem niște întrebări pe care o să încercăm să le răspundem. Let's bow our heads in prayer. Să ne plecăm capetele în rugăciune. Let's stand up and pray. Să ne ridicăm. God.